pus ca obiectiv de bază noi socialiștii. Eu cred că acum tot mai multă lume înțelege că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Partidul Socialiștilor și-a expus opinia. Atât referitor la această majoritate pestriță care s-a format în ultimul timp în Parlament, noi considerăm că această majoritate nu are nicio șansă să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Noi am expus opinia referitor la încercările de a înainta diferiți candidați și am spus foarte clar că nu vom participa la ședințe ale Parlamentului în luna ianuarie, decât ședința Parlamentului pentru aprobarea datei alegerilor parlamentare anticipate. Dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate.